Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17. Avem un nou mod aici și nu o să ghiciți niciodată ce fel de mod e. N-are nicio întrebuințare. Dar pentru că se apropie Crăciunul, am găsit un mod super interesant. Și-l avem aici. Avem mai multe versiuni din el. Uite-l! Avem 4 bucăți de brad. Nu știu care-i treaba cu ăștia, nu știu dacă pot să-i rotez. Nu prea m-ar interesa să-i rotesc. Avem placeables, avem Christmas tree big, Christmas tree small, Christmas tree big, Christmas tree small. Hai să luăm unul big pe ăsta, pe primul, care arată că se și rotește. Nu știu care-i treaba. O să-l cumpăr. Mamă, cât de mare e! Și-l punem fix aici în mijloc, în bază. Merge rotit, dar s-ar putea el să se rotească pur și simplu. Ia! Pac! Se rotește? Mie nu mi-arată... Se rotește! Du-te, mă, cum așa ceva? Cât de fucking tare! Awesome! Hai să fac o poză. Pac! Trebuie neapărat o poză. Cât de mișto și se și rotește. Avem aici o platformă. Și sunet. Cât de fucking mișto, uite-te și tu. Sunt curios dacă noaptea emite lumină în diferite culori. Ar fi absolut superb. Oare se aude pe tot... pe toată harta? Nu, doar până aici, stai așa. A, când ajung, se mișcă. Când ajung așa se mișcă, când nu, ia. Cel mai funny lucru, Jesus. Ok, bun. Hai să vă arăt ce am mai făcut pe aici, pentru că holy shit am făcut treburi. M-au ajutat ieri și Alin și Cristi să termin pe 13. Pe 13 avem... pe tine te vreau reset. Da. Și pe tine te vreau reset, pentru că vreau să le înapoiez. Și aici ar trebui să am un tractor. Enter. Și aici avem o grămadă. Deci, și când am stat ieri să fac aici, vai de viața mea. Deci am stat o grămadă. Până la urmă am cumpărat 2 seturi de utilaje de recoltat sfecla. 2. Și eu cu Alin recoltam sfecla și Cristine descărca, după care am făcut eu schimb cu el. Băi, o nebuneală totală. Ca să vedeți cam câtă sfecla am făcut. Da, așa. Avem aici... nu, că ăsta e greu. Și unde e sfecla? Sfecla ar trebui să fi fost aici, dar nu știu exact. S-ar putea să nu mai să nu mi-arate decât dacă... Da, nu mi-arată. Aaa, la naiba. Nu mi-arată decât dacă mă duc acolo. Pot să mă duc pe hartă? Ia, stai puțin. Normal, noi am pus aici toată treaba. Enter. Și aici am descărcat toată sfecla. Avem de repoziționat vehicule, utilaje, chestii și trebuie să facem rație mixă în episodul ăsta să dăm la animale. Trebuie să rezolvăm treaba cu animalele. Noi aici ar trebui să avem o grămadă și știi cum cred că vedem? Așa nu văd. Trebuie să aduc trenul. Trebuie să aduc trenul. Oricum, vă garantez că e peste 250 de tone. Deci, pe puțin 250 de tone. E mult. Avem o gră fucking madă. Bun, o să iau și o JCB-ul ăsta și alții ducem la noi în bază. Uite așa. E extrem de murdar, știu. Dar l-am și muncit foarte mult. Și... ca așa arată după utilaje, după ce le muncești foarte mult. Îl ducem în bază și după aia o să ne ocupăm de niște rații mixte să facem animale, pentru că așa am zis data trecută, am zis după ce termin sfecla de recoltat, o să mă apuc să facem curățenie la animale. Curățenie în propriu spus, să le dăm de mâncare, pentru că Juno-ul se ocupă de curățenie. Oh, ce ai făcut? Stai un pic, stai un pic, că avem o problemă aici. O să mut, o să mut, merg. Gata. Hai că totul în regulă, îl voi pune pe stradă pe ăsta, pe marge pe undeva. Hai să-l ducem acasă și pe ăsta. Și de asemenea trebuie să mai cumpărăm un Juno pentru vaci. Vacile au început să facă și ele puțină mizerie, pentru că le-am mai dat rație mixă din când în când. Și din cauza asta ar trebui să le punem și lor un Juno să le facă curățenie acolo. Ți iau o durere de pe inimă toată treaba aia. Și dacă mergem cu JCB-ul, aș putea să vin cu JCB-ul să dau la arat ceva. Deci noi trebuie să arăm toate terenurile și deja am arat 2 dintre ele și anume am arat 14 și 15, mi se pare că încă mai e pe 14, ha? Da, 14 și 15 sunt arate și ăsta micuț, hai să vă arăt cu ce ar eu. De fapt ați văzut data trecută că am fost uimit că a putut să are, a avut atâta putere încât să are. O să pun tractorul ăsta fix aici la spălat, pac, și dacă ar fi eu norocos, m-aș teleporta, n-am fost norocos, vreau să mă teleportez fix în... tractorul ăla, în huileimanul pe care îl folosesc eu pentru fertilizat. Dar asta este. Mergem cu JCB-ul și cu remorca mizerabilă. Deocamdată nu mai întrebuiesc că astea două. Planuiesc să pun pe 13 terenul ăla cel mai mare pe care l-am eu. Planuiesc să pun porumb.
Deci asta vreau acum, pentru că porumbul practic e cel mai preferat. E preferatul porcilor și automat o să se ducă cel mai rapid. Acum, hai să punem și tractorul ăsta, uite, fix aici, nu-l lovi. Pac. Wish you a merry fucking Christmas, man. Și le punem acolo, practic toate utilajele ce le mai am pe aici înșirate. Vin și le aduc la spălat. Așa, header-ul ăla l-am lăsat acolo, nu încurcă pe nimeni, e ok și cred că de acum acolo o să-l pun acolo. Iar Huleymanul ăsta își face treaba aici de minune și o să profit de treaba asta. Îi dau un H și l-am lăsat în pace. Uite așa, frumos. Acum realizez că mi-ar trebui un JCB. Uite unde mi-ar trebui un JCB, pentru că eu trebuie să returnez niște lucruri. Am închiriat, cum v-am spus, două din fiecare. Și îmi trebuie ceva cu care să le iau să le vând, așa că o să iau, uite, mergem aici, ban un garaj, hai să vedem dacă găsesc aici, uite, l-am și găsit, îi dau un reset la JCB și astfel pot lua toate utilajele astea și le pot vinde foarte ușor. Bun, hai să facem chestia asta, pentru că nu le vând, le returnez, pardon, pentru că e musai, mă costă o grămadă întreținerea la ele zilnic. Așa, punem aici. O să le aduc și pe celelalte, pur și simplu le îngrămădim aici în spațiul ăsta și pe alea le returnez. Uite așa. Am scăpat și de baloți, practic avem baloți de iarbă, avem și câțiva baloți de silici. Suntem perfecți, ok, cu mâncarea la vaci. Și pe viitor o să trebuiască să mai aducem noi, eu am foarte mulți baloți de paie în bază, foarte mulți. Și o să trebuiască să aducem baloții de paie, să-i aducem la vaci. Nu știu de ce nu i-am adus eu prima dată, probabil mi-a fost peste mână acolo. Pentru că, na, terenurile din care recoltam noi paie erau acolo în apropiere, așa că mi-era foarte greu să vin până la vaci cu fiecare remorcă de 8. Știi, și era foarte nasol. Cumva dacă pot să vin eu, pot să intru aici. Cumva aș putea totuși. Helper B has completed. Asta ce e, fertilizatorul? Cred că fertilizatorul e. Foarte bine. Acum, hai să le returnăm pe astea. Trebuie niciodată să nu uiți să returnezi. Nu mai știu dacă mai am ceva care e închiriat. Trebuie să mă mai uit să văd, pentru că îmi ia bani pur și simplu degeaba. Așa, și în viitor o să dăm timpul pe rapid, așa că trebuie neapărat să mă descotorosesc de tot ce aveam închiriat. Altfel, mă seacă la portofel. Bun. A, și mai vreau ceva. Să mai aduceți aminte. Până la sfârșitul episodului vreau să trecem pe la pădure. Vreau să vedem cam ce mai avem noi la pădure acolo și să vedem cam în ce stadiu de lucru e, pentru că noi am cam tot dat timpul pe rapid și ar trebui să fie cam pe la jumate, probabil, stadiu de creștere. Cred că timpul pe rapid a fost cam vreo 3-4 zile până acum și cum ia cam 11 zile, deci aproape de jumate ar trebui să se regăsească copacii acolo, în stadiu de la jumătate. Bun, la armele returnat și pe ăsta acum mai rămâne ca JCB-ul să returnăm, dar până una alta aveam niște lucruri de făcut. Asta încheiat, îi dau un X și îl punem pur și simplu pe margine, pentru că trebuie să-l ducem pe ăsta în bază. Uite așa. Dar vreau să mă ocup musai. Tu, vino aici. Hai să-i punem și ăsta, îi dăm un H. Îl pun la mijloc. Pac, i-am dat un H. Aici vreau să ajung, pentru că noi avem așa. Statusul nostru animal este următorul. Și practic avem la porci. Noi acum suntem la oi și apă le-a dat Alin. Porcii nu au de nicio unele și o să trebuiască să mergem să le facem rost de toate, pentru că avem, nu știu sigur dacă în episodul ăsta. Și aici la vaci le mai trebuie power food, am de toate power food, am și din astea apă le mai trebuie. Ok, bun, hai să mergem să le dăm niște apă, o să iau cu mine apa asta. De fapt, știi ce? Eu sunt mai aproape de porci acum, nu? Și vacile nu mor. Da, cred că facem chestia asta. Hai să mergem la porci acum. Și nu o să iau prin tarla, pur și simplu, o să iau pe aici. Apă mai am, nu mai am apă. Ok, bun. Asta ne impune câteva probleme. Hai să mergem cu crameul și unde găsim apă încărcăm. Poate merge. Eu am mai încercat de aici din râu și nu mi-a mers treaba. Poate nu merge decât din anumite părți. I don't know. Da, nu mai chinui acum. Nu mă deranjează, am 57.000 de euro. Stau chiar super, super bine cu banii. Mai ales ținând cont că am cam terminat cu investițiile și acum strâng bani pentru un nou tractor. Un tractor puternic vreau acum. Un tractor foarte puternic. În stânga? Stai un pic, că nu mai știu. În stânga, da, și după urcăm la dreapta acolo. Așa facem. Bun.
Aș putea, de exemplu, să mai iau un plug după ce termină Huleimanu pe terenul 12 de arat. O să iau un alt tractor, de preferat Valdra, și o să iau plugul celălalt mare și îl pun pe 13 la arat, ca să terminăm acolo cu arătura foarte rapid, cât de cât rapid, mă rog. Și totuși o să facem, chiar dacă nu mai am eu nevoie de rație mixă la vaci, o să facem rație mixtă, o să vedeți că facem acum niște rație mixtă, să vă arăt, uite și la biogas plant, trebuie să intrăm în curând și în activitatea asta, să vă arăt cum se face rație mixtă, am zis că vă arăt chestia asta și în episodul trecut, să vedeți cum se face rație mixtă. Acum e foarte ușor, de exemplu, pentru toți cei care vor să joace Farming Simulator și nu știu unele lucruri cum ar fi asta cu animale, rație mixtă, chestii, tutorialele pe care le-au făcut oamenii ăștia în Farming Simulator 17 sunt super interesante și foarte ajutătoare. Iar eu am apă, nu am apă, dar țin minte undeva o apă. Uite, am și niște porumb aici, aș putea să le dau niște porumb. Aveam eu apă pe undeva. O să mergem să le dăm și paie și porumb și cam atâta. Că restul nu le am la îndemână aici. Ia stai. Uite, avem aici fix apă și o să încarc de aici. Hai să activăm helper-ul să vedem că ne apare râul. Au! M-am agățat. Așa, îi dăm refill. O să dureze ceva aici. Ba, nu mi-a chiar atât de mult. Cât mă lasă? Fără câteva sute de euro. Nu? Da, cam 500, a? Nu 500, 700, 1000? Îmi iau 1000 de euro pe 6 tone de apă? Sau pe 7, cât e? 8 tone de apă? Wow, mi-a luat 1000, ești nebun. Ok, 7 tone 300. Și cam 1000 de euro, 1000 și 1300 sau ceva genul, nu mai știu cât am avut. Multicel dacă n-ai banii ăștia. Eu am 56.000, ok. E fucking ok. Apă o voi pune aici. E de gole, așa. Pac. Și dăm un unload. Așa, să aibă și ăștia apă. Frumoșel, uite. Nice, bun așa. Gata? Nu, mai are, wow, ok, intră multă apă. Ce? A intrat toată apa? Și încă mai trebuie. A intrat toată apa și încă mai trebuie. Am 200 de porci. 2 fucking sute de porci. Ok, hai să mai luăm apă. Mamă, câtă apă intră la porci. La 200 de porci intră prea multă apă. Am făcut un calcul rapid. După ce am făcut acum și sfeclă, care mi-a luat, cred că, 3 ore să recoltăm sfecla aia. Băi, nebuneală cu sfecla. Deci am înnebunit naibii cu sfecla aia atunci cât mi-a luat atunci. Vai de viață. Deci nu mai trebuie sfeclă. Never ever. Mai bine vând toți porcii decât să mai fac sfeclă. Pe bune. Deci cea mai nasoală sfecla aia. Și nu te ajută nici dacă e ăla zi, utilajul ăla foarte mare. Nu te ajută nici ăla pentru că are aceeași lățime. Nu te ajută la capitolul ăsta. Nici nu-mi imaginez să faci pe un teren mai mare sfeclă. Deci m-a costat pe mine greșeala că n-am pus sfeclă pe 12 și porumb pe 13. M-a costat scump, la timp mă refer. Scump, scump. Acum, hai să mai completăm cu apă. Nici nu mă așteptam să intre atât de multă apă la porci. Geez, man. Să mai dăm aici apă. Și cred că e aproape. Nu e, frate, uite de cât a intre, ești nebun. Wow. Frate, intră prea mult. Prea mult. Gata, acum e full. Wow. O să las apa aici și Cristi a descărcat porumbul ăsta aici pur și simplu din greșeală și cred că funcționează bine pentru ce vreau acum, pentru că vreau să-l iau și să-l punem pur și simplu. Problema e că eu am ocupă universală de 1800 tone, iar aici sigur intră 20 de tone de porumb, ceea ce putem să reușim peste Juno? Ia stai. Putem? Ia. Ha? Un pic să ne uităm. Avem corn 1940 și e pe roșu. Deci vă spun, 20 de tone lejer. Lejer 200 de tone de porumb. Nu mai știu câte tone avem aici. Avem oare 30 din toată remorca aia mare? S-ar putea să avem 30 de tone de porumb. Nu bag mâna în foc. Juno ăla se oprește? Nu se oprește. Juno nu știe să se oprească. Nasol. Hai să-l dăm la o parte și o să-l mut de aici. Pentru că mă încurcă deocamdată. Și îl punem pe tucel, punem noi să fac o curățenie altă dată. Deocamdată acum nu-mi trebuie pentru că nu am la porci mâncare încât să zic, bă, da, îmi trebuie curățenie la porci, știi, pentru că nu mai am mâncare. Așa.
Nu o să pun tot ăsta de aici, că o să nebunez naibii dacă îl pun tot. Ah, what happened? O să pun... și poate până la jumate, să am slider-ul ăla până la jumate, să știu eu că am pus un pic aici, să aibă și porcii. Să aibă un pic de productivitate, știi, măcar să se mulțească o leacă. Așa. Oricum trebuie multe cupe și cred că așa o să fac. Cred că... nu știu dacă merge să pun sfeclă pe... dume așa, nu știu cum să stai așa. Grămezi. Nu știu dacă merge să pun pe grămezi sfeclă, dar dacă ar merge, aș pune aici o grămadă de grămezi. Uite pe spațiul ăsta verde, aș pune pe aici o grămadă de sfeclă, aș pune porumb și aș pune soia. Așa e. După aia vin aici, pur și simplu le iau cu cupa. Aici îți trebuie neapărat un wheel loader. Deci dacă ai mult porci, îți trebuie un wheel loader cu cupă de... de cât are? De 4 tone, parcă. Bun, hai să ne uităm acum. Corn. 11 tone și de... deci intră 30, poate, de tone aici. Cred că intră 30 de tone de porumb. Nu, asta cu porumb e de nebuneală. Porcii cu porumb e absolut demențial de nebuneală. Așa. Mai pun decât una, atâta. Bun, mai punem una. Iau apa, hai să luăm și apa și pe aia o să mă întorc, la vaci ca să facem niște rație mixtă. Și mi se pare că ultima dată când am fost eu la vaci le-am dat rație mixtă, așa că nu cred că mai e nevoie de rație mixtă. Dar nu strică, o avem acolo și în caz că le e foame, pur și simplu descărcăm rație mixtă. În momentul de față cu 200 de porci pot să zic că nu mai trebuie. Și probabil în episodul următor, nu știu dacă în următorul, dar în următoarele o să renunțăm la... dacă nu toți, majoritatea. Adică vreau să mai păstrez gen 30-40, doar așa ca să am activitate la porci. Și pentru că am făcut sfecla aia, nu vreau să o vând, pentru că se vinde, sfecla se vinde foarte, foarte prost. Și nu am, pur și simplu nu am de ce. Dar nici nu vreau să mai stau cu porcii prin o gradă pe aici, la 200 de porci, să bag atâta porumb, nu mersi. Da, o să mai plantez totuși porumb, nu neapărat pentru porci, și să iau acolo. Acum hai să facem o stânga. Uite așa. Bă, mai aproape pe aici. Și dacă o luăm în față, acum nu trebuie decât să o luăm fix în față și cam am ajuns la vaș. Trebuie doar să facem la Denton Bakery un pic la dreapta, așa e. Și asta e. Asta e activitatea noastră pe ziua de azi. Avem de arat după aia. Asta o să le fac eu offline, poate mai fac și o misiune, vedem. Deci la 54.000 de euro pe care am acum îmi ajung o perioadă bună de timp pentru upgrade-uri, chestii, treburi, închirieri. Iar mai încolo, cam ăsta e țelul meu acum, e să fac niște bani ca să... l-am depășit încă puțin. Trebuie să fac niște bani ca să mai cumpăr un tractor. Deja simt nevoia în bază de încă un tractor, mai ales la terenul pe care le avem noi. Și cum am jucat, de exemplu, ieri am jucat 3 oameni, se simte nevoia de încă un tractor. Pentru că dacă vrei să faci munci de astea, să ari, recoltezi, să mai cari și remorca de 32 de tone, Îți trebuie acolo putere. Și poate înlocuim, cine știe, poate înlocuim tractorașul ăla mic pe care l-am eu, Massey Ferguson-ul, poate îl înlocuiesc pe ăla cu unul mai mare. Sincer, aș fi vrut un Dutz, pentru că arată bine, dar aș fi vrut și un JCB, varianta aia mai mare, mai puternică, pentru că e foarte rapid și îl pot folosi și ca mașină de aici acolo, știi, adică pot să mă la magazin cu el, că e rapid și pot să iau utilaje, ceea ce cu altul mi-ar lua de 3 ori mai mult timp. Da, vedem. Vedem și ce ne permite. Așa, mai avem puțin până aici. O lecușă. O lecușă. Și am mai descoperit ceva. De exemplu, porcii, ca și mizerie, fac acolo cu porumb. Oile fac iarbă mizerie. Iar vacile fac tot iarbă. Și merge, de exemplu, să dai, să mergi cu balotiera și să îmbalotezi iarba aia. Funcționează chestia asta și am rămas surprins. Uite pe aici. Putem chiar să venim, dar nu vin așa, nu, că trebuie să iau după aia Silgiu și n-are rost. Apă nu le mai trebuie acum, cred, abar n-am. O să parchez rezervorul, punem aici pe margine unde nu încurcă pe nimeni. Uite așa. Și, nu cred, stai așa că l-am dat jos. Aproape l-am dat jos. Și, eu parcă mai aveam niște rație mixtă făcută de data trecută în asta. Mai aveam? Mai am acolo puțină. Hai să vedem dacă... dacă mai vor vacile niște rație mixtă. Apropo, dacă faci o dată rație mixtă, după aia mai trebuie să mai faci 7 zile, pardon. Deci rația mixtă se ajunge 7 zile atunci când e full. Deci când e full la vaci, 7 zile, stai ca bossul. Așa. Ce avem? Unload. Îmi intră tot?
Nu-mi intră tot. Oh, come on, trebuie să dau timpul puțin pe rapid. Hai să dăm timpul pe rapid. Uite așa. Și acum? Pac. Îmi intră toată? S-ar putea să-mi intre tot acum că a consumat-o. Bun, acum a consumat-o. Să facem, să facem pe tuneric, nu, hai că voi face lumină totuși. Și s-a dus practic tot porumbul pe care l-am pus. Ba nu, aici, stai puțin, hai să lăsăm aici afară, cel mai bine. Uite aici. Practic s-a dus tot porumbul pe care eu l-am pus la porc și se va aduce acum, pentru că dăm timpul pe rapid. 6.13, norat, 8.52, e ok, mai avem 52.000. Vehicle leasing cost, deci mai am ceva închiria la 420 de euro și mă costă 6.300. Ok. Am vândut lapte de 12.000. Am vândut lapte de 12.000, vedeți? Deci ușor, ușor începe să-mi acopere costurile zilnice, faptul că am vaci. Super! Fucking super! Animal upkeep, 8.300, de ce? De ce mai e așa ceva? Deșuie așa ceva. Ce avem? Uite, corn. Mai am mai rămas decât 4 tone din câte am pus noi, cât 12 sau ceva de genul. Și apă. Apa am pus mult, încă mai are puțină, puțină apă. Bun. Hai să vă arăt cum să facem asta. Rația mixă. Practic prima dată ne trebuie așa. Ne trebuie un balot. Avem pe, am pe aici. Mai am un balot chiar. Norocul vostru. Am un balot de paie. Deci prima dată vom pune un balot de paie. Hai să luăm furca asta, care acum în 2017 funcționează fix cum trebuie și anume pot înțepa cu ea absolut orice. Tăc, 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 tăc. Și așa. Gata, am înțepat-o. Și balotul ăsta de paie îl voi pune în utilajul de rație mixtă. Uite așa. Pac, îți trebuie, își țineți cont, un balot de paie, două de iarbă. Două de iarbă. Pentru baloții de iarbă, eu ca să economisesc puțin timp, iau cealaltă furcă, o las pe asta jos, deși puteam să o iau și pe aia, nicio problemă. Dar pentru a economisi puțin timp, uite, vă arăt un truc. Practic venim, deschid astea și încadrez între doi baloți. Eta fix așa. Încadrând-o între doi baloți, avem avantajul de a lua doi deodată. Stai așa. Dacă merg acum, pac, ușor, încep să închid ușor. No, nu e de ajuns. Ah, puțin să nu stric. Opa, gata, am luat doi acum. Ridic în sus și dau în spate. Acum avem, deci, un balot de paie, doi de iarbă. Bine? Și acum pe ăștia îi băgăm aici. O să ia pur și simplu vehiculul automat, utilajul. Uite, îi băgăm aici, le dăm drumul. Hop! Frumos. Restul, de fapt, hai să vă arăt cum arată aici prima dată, ca să vedeți de ce. Și acum, dacă de exemplu conectezi un tractor sau pur și simplu acest crame, o să vedeți aici procentajul de rație mixtă la F1. Și practic avem, ne mai trebuie silici, da? Silici ne mai trebuie. Acum, noi decuplăm. Pe ce am apăsat? Pe F1? F2? Da, F2. Am activat cadrele pe secundă. Așa? Și o să pun silici pur și simplu acum după gust. Uite așa. Și o să iau silici cu cupa, deși poți să pui și un balot de silici. Un balot sau doi, după cât îți intră. Nu știu, cred că un balot e de ajuns. Nu bag totuși mâna în foc. Pentru că eu pun cam 3 cupe și cupele astea ați văzut cât au. Uite acum era. Hai să o umplem totuși la 77%. Hai încă puțin. Gata. Nu știu de ce mi-arată tot timpul acolo 99%, dar niciodată 100%. I don't know. I don't know why. Așa. Venim frumos și el, pac. Umplem cu silici. Umplem până când nu ne mai lasă, până nu ne mai dă voie. Deci practic umplem până sus. Gata, aici nu mai interzis nimica. Deci mai merge o cupă. Mai merge o cupă. Și după aia ar trebui să fie ok. Încă una sau două ar trebui să mai încapă. Punem așa, hai 100%. Nu, 99, tot timpul doar 99 vrea. Cramul ăsta se descurcă de minune, dar dacă vă permiteți, vă sugerez să vă luați un telehandler. Are brațul extensibil și, nu știu, mi se pare unul ușor cu ăla. Dar și cramul ăsta își face treaba. Gata, după cum bine ați văzut, s-a schimbat puțin culoarea și practic noi acum avem rație mixtă. Mai merge să mai punem silici, dar putem să o punem și în stadiul ăsta
la vaci. Dacă observăm acum, după ce o conectăm, dăm pe F1, totul e pe verde. Atâta timp cât totul e pe verde și este încadrat în normele alea între săgetuțe, da? Să fie un pic de verde între săgetuțe, atunci poți considera că relația mixtă are succes și e ok. Dacă nu și ceva e pe roșu, nu o să se pună rație mixtă, o să se pună practic dacă tu ai paie și o să se pună din fiecare. Când apeși pe informații, uite, fix aici la animale, nu se apară la vaci cu alea la Power Food, nu se apară nimic, progres, dar o se apară, de exemplu, la Stroke ai mai mult, la Grass ai mai mult și la Silage ai mai mult. Atât tot. Iar dacă le dai Power Food, adică rație mixtă, nu trebuie să le mai dai Silage și nu trebuie să le mai dai, nu știu, iarbă? Și iarbă, da, mi se pare că paie trebuie să le dai, dar nu și iarbă, pentru că paiele practic acționează ca un fel de pătură, ca lor să le fie așa comod acolo. Aici am mai intrat doar un puțin, mai am 47% și o să parchez pur și simplu cupa în celălalt slot al garajului meu. Fix aici. Haiți! Și acum voi merge să descarc la la văcuțe, dar nu practic, nu o să ne meargă treaba asta. Sau poate ne merge doar puțin, pentru că ele sunt sătule, le-am dat eu destul. Așa, totul e pe verde, verde în regulă. Și acum e foarte greu, uite-te și tu, fiindcă cântărește extrem de mult, îți dai seama? Acum merg doar pe două roți. Dacă aveam cupa aia pe față, poate funcționa altfel. Dăm unload. Ia. Yeah. Pac. Ok. Cât de cât? Cât de cât merge? Oh, ok, merge chiar foarte mult. The maximum capacity. Gata, acum pot să merg și eu pe două roți. O să parchez asta fix aici. Și acum trebuie să mai facem doar niște curățenie puțin de la vaci să fie și ele fericite. Și aia e. Am terminat cu vacile. Și acum poate să aibă și ele un pic de producție la lapte. Și dacă vând eu zilnic acum lapte din jur de 12.000 și am 6.000 și ceva plus 8.000, duc sligiul înapoi pentru că vreau să iau iarba. Asta înseamnă că eu, dacă de exemplu eu acum am 30 de vaci, da? 31, uite, s-a mai mulțit, am mai făcut una. Și 16 porci. Deci fiindcă am dat timpul pe rapid de noaptea, am mai făcut 16 porci, dacă vine să credeți. Asta înseamnă că la 40-50 de vaci eu mi-acopăr toată investiția. Și dacă, de exemplu, am... ce interesant arată. Dacă, spre exemplu, am 50 de vaci, dacă reușesc să ajung la 50 de vaci, după aia e foarte ok pentru că pot să am și profit. Și odată ce ai profit din animale, atunci e belea. La porci încă n-am reușit să am cine știe ce profit, pentru că se vând foarte prost porcii. Și o să vedem în episodul următor, pentru că vreau să-i vând, vreau să scap de ei. Deja, uite, am văzut acum că am dat timpul pe rapid. Deja a apărut mizerie? Sau mi-a căzut mie din cupă? Cred că deja a apărut mizerie. S-ar putea ca vacile să facă mizerie, oricum. Uite că nu mai avem timp să mai... 99, ok. Hai să punem iarba asta undeva, pentru că o să trebuiască iarba asta. O pun aici în colț, uite acolo. Pac. În episodul următor o să cumpărăm un Juno pentru vaci. Și de asemenea ducem toți porci, o să trebuiască să închiriem, facem rost și închiriem de mașina aia foarte mare. Unde ești domnule la Animals? Și închiriem mașina asta, suportă porci? Suportă, uite aici. Închiriem mașina asta, care costă pentru închiriere 7300 și ne permite. Și mergem să rezolvăm toți porcii aproape. Mai rămâne, mai punem doar 30, ca rata de mulțire să fie mai înceată. Să mai trebuiască să-mi bat eu capul cu mâncare și chestii și astfel îmi permite mie după aia să am mai mult timp pentru vaci și să mulțim vacile. Dacă ajungem noi 50 de vaci, suntem barosani. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Iar până data viitoare, v-am salutat!